toate veniturile și interesele le-am declarat în strictă conformitate cu legea. Nu am absolut nimic de ascuns, spre deosebire de tovarășul Bidon, care, din câte cunoaștem, a apărut ca din senin în ultima vreme și un palat mira somptuos și se mai spune pe întârg că este și proprietar anumitor altor imobile și că deține și alte afaceri pe care nu le-a declarat, spre deosebire de mine, care am declarat tot ce am. Domnul, de fapt nu domnul, Igorioc, va fi acționat în instanță în cel mai apropiat timp pentru calomnie și defăimare publică. Fiindcă